Să verificăm cum funcționează și sistemul de asistare la parcare. Sistemul nu face manevrele automat, ci practic ne măsoară locurile de parcare disponibile, indicându-ne dificultatea manevrei printr-un mesaj pe ecran. Iar după ce efectuăm manevra, sistemul, cel puțin așa scrie manual, trage și o concluzie, adică ne spune dacă parcarea a fost una dificilă sau una ușoară, ținând cont de probabil de modul în care efectuăm parcarea, adică dacă folosim multe manevre sau mai puține. Pentru a efectua o parcare laterală, apăsăm butonul. Pe display-ul central ne este semnalat faptul că trebuie să selectăm direcția folosind semnalizatorul de direcție. Semnalizăm dreapta. Măsurătoarea e în progres și ni se spune să avem o viteză maximă de 20 de km pe oră. Sistemul a concluzionat că parcarea în acel spațiu este dificilă. Mai măsurăm o dată un alt spațiu de parcare, selectăm și ne deplasăm. Sistemul a găsit un loc de parcare. Acum putem efectua manevra de parcare. Iată și cum reacționează senzorii de parcare la apropierea de o altă mașină. Ne apropiem cu spatele. Deci e vorba de senzorii spate. Cu fața. Iată și unde se aprind martorii atunci când luminile sunt aprinse. Poziții. Fază scurtă. Fază lungă, dispare indicația de fază scurtă și apare indicația de fază lungă, deci foarte corect, rar vedem în ziua de astăzi indicații luminoase corecte. În general, luminile de poziții și faza scurtă au aceeași indicație, nu știu, din comoditate sau pur și simplu lumea nu se gândește că e bine să știe exact ce fel de lumină ai aprinse pe bord. Deci vedem cu albastru faza lungă. Revenim la fază scurtă, faruri de ceață și stopuri de ceață. Avem două stopuri de ceață, o să vedeți că arată spatele foarte interesant. Bineînțeles, mașina este echipată cu mai multe chestii automate, respectiv avem lumini de zi, cu LED, avem, bineînțeles, funcție auto,
Așadar, dacă suntem pe funcție auto, la lăsarea serii, mașina și aprinde singură farurile sau în momentul în care intri într-un tunel. De asemenea, iarăși o funcție importantă pe care o are acest Peugeot în care ne aflăm este stingerea automată a fazei lungi atunci când din față se apropie un autovehicul. E o funcție foarte comodă și chiar și cei mai experimentați șoferi, nu cred că există cineva care nu a pățit să uite să stingă faza lungă atunci când din sens opus se apropie un autovehicul. O mențiune importantă referitor la lumini. Pe lângă faptul că farurile sunt direcționale, adică urmăresc virajul, avem în cazul în care mașina stă pe loc sau merge cu viteză foarte mică, farurile de ceață și ele se aprind în funcție de poziția volanului. Dacă mișcăm volanul către dreapta, se aprinde proiectorul din dreapta, dacă mișcăm volanul către stânga, se aprinde proiectorul din stânga. Totul pentru a lumina cât mai bine zonele din jurul vehiculului. În momentul în care mașina se pune în mișcare, farurile direcționale își intră și ele în rol. Sper că se văd. Funcționează foarte bine. Reacționează la cel mai mic impuls al volanului. Sunt așa cum trebuie să fie. Puterea mare a motorului permite și salturi de treptă de viteză, adică putem face relaxat, eu știu, 1, 2, 4, 6 sau 1, 3, 5, fără nicio problemă. E normal, cuplul e disponibil de la o turație destul de joasă și ca atare poți conduce cu trepte superioare la viteze destul de mici. Cum e cazul acum, avem 50 de km pe oră și mergem cu a 5-a fără nicio problemă. Chiar și cu a 6-a pot să merg la 52-53 de km pe oră. Așa cum se observă, ștergătoarele au o cinematică pe invers, cum o mai cunoaștem noi, cu, sigur, o zonă de ștergere foarte largă, ăsta fiind un avantaj în mod evident pentru vizibilitate, însă iarna, trebuie să o spun, am spus-o la multe alte mașini conduse, iarna. E adevărat că nu am mers cu acest Peugeot iarna, că nu aveam cum.
Însă iarna, în general, la astfel de sisteme, zăpada se adună aici, în stânga și în dreapta, între zona exterioară a stâlpilor parbrizului și ștergătoare, și, în general, poate să fie o problemă, adică din câțiva kilometri în câțiva kilometri trebuie să cobori să-ți cureți zăpada, altfel existând riscul de a fie de a arde ștergătoarele, fie de a nu avea o ștergere eficientă, întrucât zăpada se adună, se adună, se adună, ștergătoarele vin, se opresc în ea. Nu știu dacă și la Peugeot 508 o să fie această problemă, o să vedem la iarnă, probabil că vom mai avea ocazia să conducem, poate vom lua și varianta diesel. Și nu trebuie să o considerăm neapărat ca fiind o problemă, însă foarte multă lume s-a plâns de genul acesta de ștergătoare la Seat, la Opel, la multe alte modele care au adoptat sistemul de ștergere pe invers. Vreau să remarc și calitatea rulării, deși mașina în momentul de față e încălțată cu pneuri de 18 inci cu talon jos, coșmarul oricărui posesor de autovehicul atunci când circulă pe drumurile din România. Totuși, mașina asta merge foarte bine. E adevărat, nu este singurul model. Am remarcat la majoritatea modelelor noi, ultimele modele testate, am mers chiar și pe jante de 19 inci și nivelul la care s-a ajuns cu suspensiile este foarte avansat, încât practic nu mai este așa o problemă să ai jante mai mari la mașină, dar rămâne totuși o problemă în cazul în care lovești o groapă, fără discuție, că în cazul în care ai dat într-o groapă, janta de 18 poate să aibă probleme. Așa că orientați-vă atunci când cumpărați în funcție și de ce drumul rulați. Dacă faci autostradă, 80% din drum poți să-ți iei jante de orice dimensiune vrei. Încerc să vă arăt și sistemul head-up display. În momentul de față se vede viteza. Totuși putem vedea pe head-up display și alte informații, gen limitatorul de viteză. Observați că este chiar color. La fel putem vedea informațiile sistemului cruise control, de asemenea color. De față certitudinea dacă informațiile sistemului de navigație sunt afișate pe head-up display. O să încercăm să vedem acest lucru în București, unde funcționează harta. Am încercat aici, însă dacă setăm o destinație e degeaba, pentru că sistemul de navigație nu știe unde suntem și de-abia în momentul în care vom intra într-o zonă în care el funcționează corect, așa cum este capitala, acolo vom putea să aflăm și dacă avem săgeți stânga-dreapta sau alte indicații pe head-up display referitoare la sistemul de navigație.